Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Adriana, sunt cosmeticiană și astăzi, pentru că mă vedeți cu părul desfăcut, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Înseamnă că astăzi nu facem nicio mască. Nicio mască nu facem astăzi, astăzi trâncănim. Dar în primul rând aș dori să le urez bun sosit celor care s-au abonat de curând pe canalul meu de YouTube. Bine ați venit, fete și băieți! Toată lumea este binevenită aici, nu are importanță dacă ești fată sau băiat. Atâta timp cât ai piele și vrei să o îngrijești corect, atunci aici sper că vei găsi informații care să-ți fie ție de folos. Bun, astăzi despre ce vorbim? Păi, astăzi vorbim despre rutina de îngrijire și despre ce trebuie să știi dacă ești începător. Pentru că am auzit întrebarea asta de nenumărate ori săptămâna asta, am și auzit-o, am și văzut-o pe grupuri, pe rețelele de socializare și așa mai departe. Întrebarea sună așa: cu ce încep? Sunt începătoare și vreau să știu cu ce încep sau sunt începător. În primul și în primul rând, trebuie să înțelegi că tenul tău se comportă într-un anume fel și trebuie să determini tipul de ten. Ca să determini tipul de ten, cel mai bine eu îți recomand să mergi la o cosmeticiană sau la un medic dermatolog să faceți o, cum îi zice, determinarea tipului de ten, faceți o discuție preliminară și vedeți ce nevoie are tenul vostru. Dacă aveți între 10 și 18, 20, 22 de ani, atunci este bine să știți că tenul vostru se schimbă periodic, astfel încât nu prea se poate spune exact ce fel de tip de ten aveți, mai ales la 12, 13, 14, 16 ani, nu știm exact ce fel de tip de ten este, decât dacă are niște probleme majore, cum sunt punctele acelea negre sau coșurile. Atunci știm sigur că este o acne acolo și trebuie tratată ca atare. Dar altfel, dacă nu ai nicio problemă pe ten, nu prea știm cum este tenul tău, pentru că el se schimbă în funcție de cum se schimbă și corpul tău, care se pregătește să devină matur și să dea viață unui alt corp. Și datorită acestor schimbări, cum le zice, am un lapsus. Datorită acestor schimbări din corp, tenul va fi când uscat, când va secreta mai mult sebum și datorită sezoanelor, pentru că noi avem 4 anotimpuri, da? Datorită anotimpurilor, na, el se va schimba. Și se va stabili așa la un anumit tip de ten pe la 22 de ani. Acum, în funcție de ce afecțiuni ai, în funcție de ce, așa, tipurile de ten se tot schimbă. De aceea trebuie să mergi periodic la o persoană care se ocupă cu tratarea tenului și să stabilești cu ea care sunt nevoile tenului tău din momentul acela. Da, știu, o să-mi spuneți că nu mergeți la, că v-ați săturat de cosmeticiene, că v-ați săturat de medici, că nu știu ce. Măi, fraților, dacă oamenii ăștia câștigă bani din meseria asta, atunci înseamnă că ei știu ceva. Nu pot să spun că o să vă potriviți cu toată lumea. Căutați-vă un terapeut cu care să vă potriviți și cu care să puteți colabora, pentru că în meseria asta de cosmeticiană și în meseria de medic, trebuie să ai oarecare compatibilitate cu pacientul tău, altfel nu reușești să-l vindeci. Sau nu medicii sau terapeuții vindecă, nu reușești să-i dai acolo omului tratamentul și să faci informația să ajungă la el corect. Chiar și aici la mine pe canal, voi mă înțelegeți pentru că avem o oarecare compatibilitate și înțelegeți ce spun eu, informația ajunge la voi, dar cei care
vin prima dată și care nu știu despre ce este vorba și nu mă cunosc, s-ar putea să nu fie mulți compatibili cu mine și să nu înțeleagă exact informația. Și atunci or să spună că eu sunt o bătută în cap. E ok, e ok, înțeleg. Da? Ok. Deci, mai întâi mergeți să vă determinați tipul de ten. Și apoi, în funcție de tipul de ten, vă alegeți produsele. Sigur, de la cabinet or să vă recomandă niște produse și ei trebuie să trăiască din ceva, să plătească facturile. Și atunci or să vă recomande niște produse de ale lor. Acum, cât tu le folosești pe alea sau nu, este treaba ta. Te poți duce în magazin sau poți să începi să te informezi și să vezi ce produse sunt similare cu acelea pe care ți le-au recomandat cei de la cabinet. Bun. Acum, sunt 1 miliard de produse pe piață. 1 miliard de produse pe piață. Cum știu care produs mi se potrivește? Păi, în primul rând, că mă uit pe el să văd dacă sunt bărbat, nu-mi iau o cremă de față pentru femei, îmi iau o cremă de față pentru bărbați. Dacă sunt femeie, îmi iau o cremă de față pentru femei și pentru tipul meu de ten. Că este sensibil, că este acnei, că este matur, că este cum o fi, te uiți pe cutie și vezi că scrie cremă pentru ten. Bun, și acum de unde știi pe care dintre toate astea să o alegi? Că e un raft întreg, sunt magazine multiple cu creme de la prețuri foarte mici până la prețuri foarte mari. Și atunci ce faci? Te duci, iei crema și o ții în mână și citești pe ea. Cred că în ultimul timp am auzit la fel de multe ori, ascultă-ți trupul. Ascultă-ți trupul. Ce vrea să însemne asta? Ascultă-ți trupul. Ei, adevărul este că în mintea noastră informațiile se păstrează intacte, numai că noi nu avem acces conștient la ele. În momentul în care ținem o cremă în mână și citim ingredientele și nu ne mai gândim la nimic altceva, doar stăm cu crema aia în mână așa și ne uităm siderate la ea și ne gândim oare o fi, n-o fi, ce-o fi cu crema asta. Dacă stai liniștită sau liniștit, s-ar putea la un moment dat să ai o senzație în corp. Poate să fie o senzație de teamă. Poate să fie o senzație în stomac. Poate să fie, nu știu, ceva, o râcâială pe aici, o presiune. Ei, dacă ai acest sentiment că ți s-a strâns stomacul când te uiți la crema aceea, este clar că acea cremă nu este bună pentru tine, chiar dacă în formula ei scrie că are nu știu ce minune care te întinerește până la stadiul de bebeluș. Nu este pentru tine. Ia altă cremă și tot așa, până când nu ai să mai simți strângerea de stomac și când ai să stai cu crema în mână și ai să te uiți la ea, ai să te întrebi, da, nu, nici nu o să-ți mai vină cuvântul nu. O să fie mai da, o să fie așa totul radiant, o să te umpli de bucurie. Știu că sună prostește ce spun eu, dar e pe bune. Sau dacă nici asta nu funcționează pentru că aveți nevoie de mult antrenament ca să puteți să vedeți ce se întâmplă în corp, lăsați-le acolo, uitați-vă la câteva, fotografiați-le în minte și mergeți acasă. Și vedeți la care v-ați gândit, care nu vă lasă să dormiți. Va fi o cremă care tot timpul va apărea, acum închideți ochii, zboară aia în fața ochilor voștri ca la Tom și Jerry, steluțele verzi sau pui fripți, așa, în jurul capului. Cum închizi ochii cum pam, param, pam, pam, vezi crema aia. E, pe aia o cumperi. Te duci a doua zi dimineață, o cumperi. Ce faci după ce ai cumpărat-o? Păi,
În primul rând că îți trebuie un demachiant, o loțiune tonică, o cremă de zi și o cremă de noapte. De ce spun și o cremă de noapte? Pentru că acum toate cremele de zi au SPF și nu văd sensul să pui un factor de protecție solară când te culci. Pe bune, adică deja exagerăm dacă ne punem factor de protecție solară și când ne culcăm. Nu discut despre factorul de protecție solară astăzi. Bun, deci am luat astea, m-am uitat la ele, nu am simțit nimic în magazin, m-am dus acasă, le-am visat, mi le-am luat. Poate să fie din game diferite, nu are nicio importanță. După ce le-am luat, încep să le folosesc, bineînțeles, cum scrie acolo pe etichetă. Sau poate că vrei să te demachezi cu un ulei dimineața, sau cu lapte, sau cu iaurt, sau cu știu eu ce, te uiți pe la mine pe canal pe aici și vezi cu ce vrei să te demachezi. Încearcă toate nebuniile. Dacă ai văzut că eu mi-am pus ulei pe față, încearcă și tu să spui ulei pe față. Nu are ce să se întâmple. Mai degrabă pățești ceva de la un demachiant din comerțul socialist decât de la un ulei. Cu condiția să nu fie ulei de mătrăgună, că atunci crăpi. Na, asta e. Nu. Deci nu vă jucați cu otrăvuri. E vorba despre ulei de ăsta care se poate mânca. Da? Bun. Dacă vreți să vă determinați singure sau singuri tipul de ten, veți găsi în playlistul meu, de fapt, cred că am să vă pun și link undeva, pe aici, pe jos, filmulețul cum să îmi determin singur tipul de ten. Sau poate că o să mai fac un film nou. Cam cu asta începi. Cu demachiantul, cu loțiunea tonică și cu crema de zi și cu crema de noapte. Începi să le folosești. După ce începi să le folosești, este posibil să îți apară mici bubițe pe față, nu știu ce. E normal să îți apară bubițe pe față. Păi tu nu ai pus nimic pe față până acum și în momentul în care pui ulei și produse naturale, dacă pui pe față, tot îți vor apărea. E posibil să îți apară chestiuțe pe față pentru că se face o curățare. Acolo sub piele au existat niște focare de infecție care stăteau așa latente și când ai pus crema pe față și pielea a început să lucreze, le scoate afară ca să se curețe. În engleză asta se numește purging. Eu prefer termenul românesc de curățare, de detoxifiere sau cum vreți voi să-i spuneți. De eliminarea toxinelor, da. Uite, asta face pielea, le elimină. Până acum a fost constipată, cum i-ai pus tu crema pe față și așa, a început să aibă metabolismul ceva mai bun și le scoate afară. Asta e. A începe să funcționeze mai bine sistemul de purare. Cam despre asta am vrut eu să vorbesc astăzi cu voi. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru like-uri, share-uri și comentarii. Pentru mine înseamnă foarte mult pentru că mă ajută să-mi cresc canalul de YouTube. Și cu cât canalul de YouTube este mai mare și cu cât informația ajunge la mai multe persoane, cu atât este mai bine pentru toată lumea, și pentru mine și pentru voi. Pentru că voi avea putere și energie să fac mai multe filme și pe teme din ce în ce mai variate. Dacă doriți să fac un film special pe o temă specială, știu că cineva mi-a cerut să fac un film despre cuperoză. Acela este un film cam complicat și probabil că voi face mai degrabă un workshop despre cuperoză și despre tenurile cu probleme. Pentru că nu pot să dau date generale, trebuie să dau date foarte specifice, atunci trebuie să consum foarte mult timp și pentru timpul ăsta, bineînțeles că aș aprecia o donație, pentru că și eu plătesc facturi, ca și voi. Bun, acestea fiind spuse, vă pup, vă îmbrățișez, până data viitoare rămâneți frumoși, luminoși, curați, aranjați și bucuroși de primăvară și nu uitați că tinerețea se cultivă, frumusețea se învață. V-am pupat!